Există numeroase modalități de a descoperi tot ceea ce are de oferit Dubaiul. Cu ADN-ul său multicultural și cosmopolit, nimeni nu cunoaște Dubaiul la fel de bine ca locuitorii săi care vă pot ajuta să descoperiți comori ascunse, să experimentați cultura locală și să apreciați obiceiurile și cutumele locale la adevărata lor valoare. Una din cele mai bune modalități de a aprecia așa cum trebuie cultura și obiceiurile Dubaiului este să mergeți la Centrul pentru Înțelegere Culturală Mohamed. Vizitați centrul pentru o masă autentică emiriană, tururi istorice sau doar pentru a admira superb restaurata casă cu turne neolian din cartierul istoric Al-Fahidi. Nu vă sfiiți să puneți cât mai multe întrebări. Caligrafia este una dintre cele mai înalte forme de artă din lumea arabă și o formă principală de expresie și creativitate vizuală islamică. Adânc ascuns în inima Dubaiului, vă recomandăm să vizitați El Sid, casa compozițiilor complicate și proiectelor de artă publică ale artistului Caligrafiti, care combină caligrafia tradițională arabă cu stilul și culorile grafitiului. Operele semnate de El Sid pot fi găsite în numeroase spații publice internaționale, galerii și instituții importante, inclusiv Inclusiv primul său proiect de artă publicată din Dubai, la Green Planet, și o sculptură în incinta renumitei opere din Dubai. În adevărata tradiție a Orientului Mijlociu, Hena este o altă formă de artă care s-a transformat într-un meșteșug, unul din primele produse cosmetice create vreodată pentru arta corporală naturală. Pictura cu henna continuă să fie și în ziua de astăzi un tratament popular de înfrumusețare în Dubai și joacă un rol important în viața multor femei emiriene. Această formă de artă antică a fost perfecționată de mai mulți artiști Hena din oraș, inclusiv Heritage for Hena și Racha Salon, pionieri ai designului arab cu Hena. Pentru un suvenir cu adevărat unic care să vă aducă aminte de excursia în Dubai, puteți crea un pandantiv de aur personalizat cu numele dumneavoastră în arabă. Locuri precum. Jewels și alte magazine din incinta bazarului de aur sau a parcului cu aur și diamante din Dubai oferă prețuri rezonabile pentru aur de 18 carate și lucrează foarte repede, așa că vă puteți bucura de bijuteria făcută la comandă înainte de terminarea sejurului dumneavoastră. Sau poate vă pregătiți să cereți persoana iubită în căsătorie, caz în care puteți crea inelul de logodnă perfect. Muzeul Dubai se află în incinta fortului Fahidi, construit în 1787, ca fort defensiv și transformat mai târziu într-un depozit pentru artilerie și arme. Intrarea costă doar 3 dirham și vă oferă o perspectivă unică asupra istoriei Dubaiului. Și Muzeul Cafelei, primul muzeu din Emiratele Arabe Unite dedicat cafelei, merită vizitat. Intrarea în acest muzeu, care explorează importanța cafelei în istoria Dubaiului, este gratuită. Experimentați aromele și poveștile autentice ale Dubaiului în părți ale orașului pe care puțin turiști le vizitează. Fie că e vorba de un tur gastronomic, o demonstrație interactivă de gătit cu o masă experimentală, veți putea avea experiențe intime și veritabile pentru locuitorii și vizitatorii Dubaiului. Noua lor ofertă se numește turul gastronomic al Dubaiului pe roți în care clienții vizitează cu un autobuz patru cartiere ale vechiului Dubai și se bucură de degustări de mâncare, povești de neuitat și artă stradală dinamică. Un ghid plin de pasiune vă va oferi o perspectivă unică asupra ascensiunii fulgerătoare a Dubaiului de la un mic oraș de coastă la metropola de azi, iar dumneavoastră veți asculta poveștile în timp ce veți savura preparate pregătite de comunitățile emiriene, arabe, indiene și iraniene. Dacă preferați mâncarea tradițională, proaspătă și sănătoasă, atunci nu trebuie să ratați Seven Sand care își încurajează clienții să participe la un curs practic de gătit preparate emirate. Această unică experiență culinară locală se desfășoară în fiecare marți dimineața între 10 și 12, timp în care puteți învăța multe lucruri despre bucătăria locală emiliană și puteți chiar să preparați două dintre cele mai populare rețete din țară. După aceea puteți avura propria creație culinară ca parte a unei mese cu trei feluri care va include un platou tradițional, un fel principal și un desert emirat. Orașul a început să se dezvolte inițial în jurul râului sufletul industriei sale de import-export și aici este locul unde puteți descoperi rădăcinile orașului Dubai. Pasionații de fotografie pot obține poza perfectă pentru Instagram în aproape orice colțișor al cartierului, ale cărui clădiri sunt decorate cu designul arabesc. O serie de galerii de artă împrăștiate în această zonă expun numeroase lucruri valoroase de la caligrafie la artă modernă. Patrimoniul din Dubai, vizitați Casa Istorică a Șeicului Saed, și fosta reședință oficială a bunicului actualului lider al Dubaiului. Există multe lucruri de făcut și în vechiul Dubai, fie că doriți să descoperiți o bucățică de istorie sau o moștenire locală, fie că vreți pur și simplu să savurați niște delicatese tradiționale. Deși orașul are reputația unei metropole moderne înfiorătoare, piețele tradiționale din Dubai încă sunt o parte importantă a vieții cotidiene și a comerțului orașului. În faimoasele Abra, bărși tradiționale care traversează râul Dubai pentru doar un dirham.